este cel legat de bazinul Olimpic. Și sper să nu vă... Sper să fie ultima dată când intervin pe acest subiect, pentru că în cele din urmă mă bucur că în urma, să zic așa, dialogului la distanță pe care l-am avut cu domnul primar, deși guvernul USL este acuzat că nu alocă bani la bazinul Olimpic, eu am fost și astăzi înainte de a veni la întâlnirea cu dumneavoastră, se lucrează și se pavează cuva bazinului. Așa cum am discutat și la ultima întâlnire, au fost aduse turbosuflantele și se lucrează. Acum, nu vreau să dau niciun fel de drept la replică, dar am văzut diverse informații și am vrut să vin cu niște clarificări. Iar pentru a clarifica lucrurile, vreau să vă fac un scurt remember. Și o să vă citesc din presa locală declarațiile domnului primar Mircea Alba. Adevărul de Alba Iulia, 2 februarie 2012. Ghilimele. Au fost probleme legate de finanțare, dar haideți să începem de fapt cu 2011. În 13 octombrie 2011, mi se spune, stăm din cauza banilor pe care trebuie să încasăm, să plătim furnizorii. Sumele care ni se cuvin au fost achitate doar parțial, spun reprezentanții Benonilor din Alba Iulia, care a subcontractat lucrarea de la timp. Ghilimele, din câte știm noi, au fost deblocate fondurile pentru continuarea lucrărilor la bazin. Este doar o chestiune de timp până la reluarea activității, a declarat Mihai Coșer, purtător de cuvânt al primăriei Alba Iulia. Adevărul de Alba Iulia, 2 februarie 2012. Intrăm în primele luni ale anului electoral. Au fost probleme legate de probleme de finanțare datorită problemelor apărute în faza de execuție. Când s-a descoperit acoperișul, s-a constatat că grinzile sunt deteriorate, lucru care a necesitat expertize noi. Știți că vă aminteam de acele 17 modificări de proiect. Acest lucru a întârziat activitatea cu câteva luni. Și aici vă rog să fiți foarte atenți. În prezent au fost obținuți toți banii și s-au rezolvat toate problemele de reproiectare. Lucrările în interior au fost reluate de 3 săptămâni. A spus primarul Hava, repet, 2 februarie 2012. El a adăugat că modernizarea bazinului trebuia încheiată în iulie 2011, dar acum reparațiile vor fi finalizate, și aici vă rog să fiți atenți, în luna mai 2012. Deci asta a fost primul termen de inaugurare a bazinului. Mai 2012. Ghilimele. Bazinul va fi gata în luna mai, când va fi redeschis. Se vor putea desfășura gratuit orele pentru elevii de la liceul sportiv, a spus Mircea Hava. Declarațiile dânsului în presa locală. În 13 martie 2012, adevărul de Alba Iulia. Mai sunt de făcut reparații la cuvă. Lucrări exterioare. Lucrările sunt finalizate în proporție de 70%. Bazinul va fi folosit de toți cei care doresc să practice notul, fie pentru performanță, fie pentru destindere. Vom putea găzdui la Alba Iulia competiții de polo și not, pentru că avem unul din puținele bazine mari din țară. 2 iunie. Alba 24. Ghilimele. Din ceea ce mi s-a spus, lucrările prevăzute la acest obiectiv au fost mult mai complexe decât s-a prefigurat inițial. Așa că termenul inițial a fost depășit. Constructorul a dat un nou termen începutul lunii iulie. Deci avem al doilea termen, iulie 2012. Atenție, asta mi s-a părut genială. Dar personal nu vreau să mă antepronunț și o să spun doar că bazinul va fi gata la 1 iulie. A declarat Mișa. Se schimbă între timp guvernul, trec alegerile locale și se schimbă guvernul. 29 august 2012. Bazinul Olimpic nu va fi redeschis în această toamnă la 1 septembrie. Al treilea termen. Este părerea primarului Mircea Hava, care susține că încă există documente care stau la avizat pe masa guvernului și alți 4 milioane care trebuie alocați pentru lucrările de renovare. Prima dată se pomenește că toate costurile aferente sunt finanțate de Compania Națională de Investiții. Deci dacă până în perioada alegerilor locale nu se pomenea de finanțator și se vedeau acele termene, au trecut alegerile, vine un nou guvern, e o problemă, de vină e guvernul. Unirea 1 septembrie 2012. Estimările de la momentul respectiv au fost făcute de CNI. Adăugarea acestor noi sisteme a presupus crearea de noi avize și sume.
Momentan, acestea se află în proces de avizare la CNI. Deci, dintr-o dată, după alegeri, intervine CNI-ul. A declarat Mihai Coșer. City News, 10 octombrie 2012. Un grup de sportivi și astfel de semnatari certe printr-o scrisoare trimisă primăriei deschiderea bazinului olimpic. Și în decembrie apare acea problemă cu campania electorală, cu acele scrisori trimise albaielienilor, în care albaielienii erau înțați că lucrările la bazinul olimpic sunt sistate de către guvernul USR. Am vrut să fac acest scurt remember pentru ca fiecare dintre noi să observăm dublul limbaj. Atâta timp cât ne apropiem de alegerile locale, s-au dat trei termene. Deci eram înștiințați la jumătate, până în jumătatea anului trecut, că vom mânăta în bazin din 3 în 3 luni. După ce s-au pierdut alegerile, vedem că avem o problemă. Compania Națională de Investiții. Acum, am văzut și poziția primăriei vis-a-vis de faptul că, dacă dumneavoastră vă amintiți, atunci când am fost cu colegii consilieri, cu domnul Buglea, cu domnul Zdrânc la bazin, noi am spus că primăria trebuie să-și achite partea de cofinanțare. Și la momentul respectiv eram făcut albie de porci, că abar n-avem despre ce vorbim, că nu există așa ceva, avansam și o sumă cifrată la circa 5 miliarde de lei. Mi se spunea că nu au de ce, pentru că ei nu sunt parte în contract, ei au predat amplasamentul și că ei n-au niciun fel de bani de plătit. Ama, ca să terminăm o dată cu subiectul ăsta, eu am dorit să vin astăzi în fața dumneavoastră cu document. Iar primul document pe care o să vi-l prezint este o adresă de la Compania Națională de Investiții, care a fost transmisă în 24.01.2013 la Primăria Alba Iulia și în care îi se spune foarte clar că la sediul CNI au avut loc o întâlnire, au fost analizate lucrările suplimentare la devizul 301, lucrări de consolidare a clădirii. Și aici se stabilește sarcina de cofinanțare, pe care o să vă demonstrez că aparține primăriei conform documentelor oficiale, în valoare de 474.197,87 de lei cu TVA, adică 4,74 miliarde de lei vechi. Ce spune aici? Spune că a fost o valoare inițială de 136.912 de lei cu TVA, care a fost comunicată de către CNI Primăriei Alba Iulia cu adresa numărul 6.862 din 22.10.2012. Deci primăria știa din luna octombrie 2012, știa cu mult înainte. Dar atunci avea și adresă că trebuie să-și plătească partea de cofinanțare pe lucrări de consolidare. Acum, o să lămurim și acest aspect. Astăzi v-am adus în fața dumneavoastră avizul Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, semnat de domnul Blan. Deși spuneau că nu sunt parte în niciun contract. Deși spun, ca de obicei, doar ce le convine să spună. Acest aviz este însoțit de documentul de avizare. Documentul de avizare din 30.07.2009. Documentul de avizare ce prezintă? Documentul de avizare prezintă ceea ce s-a constatat la bazin, ceea ce este de făcut, care sunt soluțiile tehnice și care sunt soluțiile economice. Ia uitați ce scrie aici. Document de avizare. Valoarea investiției, valoarea totală a investiției, valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale și valoarea finanțată de Consiliul Local. Mergem puțin mai departe. Nu o să intru în detalii tehnice pentru că chiar nu vreau să stricăm lumea de cap, important e că se lucrează. Eu am vrut doar să prezint documente și o să vă arăt și cine semnează aceste documente. Ia uitați aici ce scrie la capitolul 3, soluții tehnice. Lucrările de reabilitare ale bazinului de not constau în următoarele. A. Reabilitare elemente structurale. Liniuță, lucrările vor fi efectuate de Consiliul Local Alba Iulia. Mergem puțin mai departe. Acest document la soluții economice.
valoarea investiției total, valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale, valoarea finanțată de Consiliul Local. Da? Bănuiesc că alb pe negru se vede destul de bine. Durata de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Capacitate 424 de locuri. Deci, practic, ce prevedea contractul semnat în 2010, când aveam un ministru al dezvoltării regionale de la PDL și un primar de la PDL? S-a semnat contractul, s-a semnat finanțarea și trebuia ca într-un an de zile să avem bazin olimpic. Nu avem, pentru că, deși trebuiau să finalizeze lucrările în 2010, sunt două chestiuni. Au intervenit chestiuni de natură tehnică, acele modificări de proiect despre care am vorbit și e un lucru real. Și a doua chestiune e problema de vină a guvernului USL, care USL-ul vine în 2012, adică la un an după ce tu trebuia să termin lucrările. Și acum vreau să vă arăt de cine este semnat acest aviz. Ia uitați aici. Secretar de stat Ion Andreica, secretarul Direcției Generale Valentin Stănescu, program director Cosmin Coroiu, beneficiar UAT, primar Mircea Hava. Și pentru ca lucrurile să, zic eu, să fie lămurite și să terminăm odată cu această nebunie, vă pun la dispoziție și devizul lucrărilor. Și vă rog să fiți atenți aici, la valoare. Compania Națională de Investiții, și am subliniat cu galben, Consiliul Local. Consiliul Local are alocată capitolul 4, 414, lucrări de consolidare a lucrării. De cine